v-am regăsit, sunt Ramona Pandele și vă prezint jurnalul Agro TV. Cooperativa nu înseamnă cea pe comunist. Astăzi, de cele mai multe ori, asocierea reprezintă singura variantă care le permite fermierilor ca să-și desfășoare cu profit activitatea. La Rotunda, în județul Olt, sunt mulți oameni gospodari, mulți dintre ei fiind și fermieri. Lucrează cultură mare, legumicultură, fac producție și procesare și cooperează între ei. Mulți dintre tinerii comunei au ales să-și întemeieze familii și să-și construiască viitorul în jurul casei părintești și a satului natal. Iar astăzi sunt un exemplu de prosperitate, mai ales pentru cei care au ales calea străinătății. Cum se face agricultură performantă prin asociere și cooperare, vedem imediat în jurnal, într-un material marca Ovidiu Ghinea. E greu să faci agricultură în momentul de față, domnul Ciocan? În momentul de față este un pic mai greu pentru că se cheltuie foarte multe și cei fermierii mici trebuie să apeleze, să înceapă să apeleze cei la linii de credit, la finanțări. Chestii pentru care ei nu sunt obișnuiți și ușor, ușor încep și ei să intre, să zic, în rândul fermierilor cu credite, cu societăți, cu PFA-uri, să devină o societate funcțională cap-coadă. Dumneavoastră, nu întâmplător, sunteți alături de noi, sunteți unul dintre cei mai performanți fermieri de aici, din zona Olteniei, și aș vrea să le spuneți din experiența dumneavoastră, nu neapărat să le dați un sfat, poate că îi îndrumați așa ce ar trebui să facă pentru a reuși, și ce am apreciat în mod deosebit la dânsi e că vor să continue aici în Rotunda, sunt fii ai locului și au preluat afacerile astea de la părinții dânșilor, le duc mai departe, sunt niște tineri care până la urmă nu fac altceva decât să continue tradiția și să nu lase satele astea, comunele astea depopulate. Eu sunt bucuros că dumneavoastră prezentați acești tineri la Agro TV. Aș putea să vă spun că ei sunt printre cei mai performanți și cei mai serioși fermieri din localitate. Gavrile Dumitru îl cunosc de mic și este foarte ambițios. Este un tânăr care a făcut facultatea de agronomie. A locuit numai în această comună. Deci de mic până la vârsta asta a locuit numai în comună, s-a ocupat numai de agricultură și este un băiat foarte dedicat meseriei. Chiar sunt mândru că suntem și prieteni de familie. Ionuț este cel mai tânăr dintre fermieri, este alt exemplu foarte bun, se ocupă cu legumicultură, cu familia lui și au rezultate deosebite și sunt printre familiile fruntașe care și-au creat o poziție socială, o poziție materială în comună. Cei care sunt plecați afară cred că îi invidiază de poziția lor materială și socială. Roșu este un tânăr fermier, e un pic mai mare ca el, dar are o suprafață mai mare și lucrează împreună cu fratele lui și este foarte serios, foarte bun profesionist și un coleg foarte bun. Deci noi ne ajutăm între noi, lucrăm într-o cooperativă, cooperăm, suntem fermieri, să zic așa, foarte uniți din zona asta noastră aici și cred că sunteți și un exemplu de fermieri pentru ceilalți. Eu ce am mai văzut, că fiecare are activitate diversă, spuneați dumneavoastră că avem practic partea de legume, partea de procesare și cultură mare, partea de cultură mare, practic încet, încet ei, dacă reușesc să închege și o formulă, pot face o cooperativă. Da, fără deci noi ajutorul funcționăm, altora. Spre exemplu, moara dânșilor, noi materia primă o furnizăm noi aproape în integralitate. Și atunci colaborăm foarte bine, noi le dăm un grâu bun, ei fac o făină bună și suntem o cooperativă funcțională și serioasă pe piață în această zonă. La început, în 2005, erau doar 3 persoane, într-o cameră mică, închiriată într-un depozit. Prin multă pasiune, seriozitate și onestitate față de clienți și furnizori, afacerea a crescut de la an la altul. La fel și numărul de clienți și angajați. Acum au o echipă de 15 profesioniști dedicați găsirii cele mai bune soluții pentru fermele de vaci, porci, oi, păsări și cai.
Cu un portofoliu de peste 10.000 de produse de cea mai bună calitate, Super Farm Land te ajută să găsești soluția ideală pentru orice problemă cu care te confrunți în cadrul fermei. Sună, Monica, bine te-am regăsit. E frumos la voi la Cluj. Bine aici. Bine ați venit la noi. Super Farm Land, suntem din nou aici pentru că nouă ne place Clujul și calea Clujului către Agraria, bineînțeles, stă Super Farm Land. Întotdeauna. Sună clienții. E întotdeauna bine. Drumul spre Agraria trece pe la Super Farm Land. Clienții noștri ne percep ca fiind o firmă serioasă și ceea ce spunem și facem. Avem produse care țin de îngrijirea animalelor, bunăstarea lor, mediul înconjurător. Aveți grijă de el. Da, întotdeauna, prin gardurile electrice și mediul înăuntru în grajduri. Să creăm un mediu curat, aerisit, uscat, pentru ca animalul să fie sănătos. Era foarte interesant. Ce fel de fermieri vin către voi? Aveți și fermieri mici, aveți și fermieri mijlocii și fermieri mari? Da, noi dorim să fim partenerul tuturor fermierilor. Toți fermierii sunt partenerii noștri, mari, mici, mijlocii, nu contează. Acest magazin este foarte bine plasat, pentru că în zonă sunt foarte mulți fermieri. Monica, magazinul fizic, am văzut, e plin de produse. Aveți și magazin online? Avem magazin online. Clienții noștri pot să comande direct de pe acel site, pot să plătească direct. Deci repede. Este foarte ușor. Mă uit, văd ce trebuie, plătesc. Inima cere, tu și voi, și voi le trimiteți, bineînțeles. Și noi trimitem, bineînțeles. Și pe urmă mai avem încă un magazin pentru dealerii noștri. A, deci la fel, ușor de comandat. Au, un cum B2B. Să spune, produsele pe care să le comande, comande ușor. Repede și pe online. Care să le ducă către cei care le sunt clienți, nu? Da, da. Produse de toate feluri. Aveți, de exemplu, pentru fermă de animale, de avem vaci, pentru de porci, oi, de pentru păsări. Vaci, pentru păsări, pentru cai. Tehnologiile noi, cât de interesați sunt fermierii de tehnologii noi pe care voi le oferiți? Foarte interesați. Întotdeauna vor tot ceea ce este nou, tot ceea ce este introdus pe piață. Chiar de multe ori noi probabil n-am introdus încă acel produs, vin și îl cer. Monica, am venit și în depozit pentru că de aici se vede foarte frumos. Suntem undeva la înălțime, depozitul este plin, foarte multe repere. Înțeleg că voi v-ați extins spațiile de depozitare, nu? Da, în fiecare an avem din ce în ce mai multă marfă. Prin urmare am mai construit un alt depozit pentru a avea marfă, pentru a distribui fermierilor și colaboratorilor noștri din toată țara. Faptul că aici aveți foarte multe repere și că depozitele sunt pline, să înțeleg că o parte dintre ele le vom putea vedea și la Agraria, că Agraria începe mâine, nu? Agraria este un eveniment important pentru noi. Veniți la noi la Agraria, veți pleca mulțumiți. Este cel mai important eveniment pentru toți cei care suntem în zona asta și cu ocazia asta i-aș invita și pe cei care sunt în partea de sud a țării. Pentru că am vorbit de ună zi cu un colaborator apropiat, nu vin până acolo și este mare păcat. Vă așteptăm la Agraria! Birocrații se pregătesc, fermierii așteaptă. Imediat vă spun despre ce este vorba. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură se pregătește să înceapă plățile pentru subvenția de 100 de euro pe hectar, respectiv 100 de euro pe UVM, acordată fermierilor români aflați în dificultate. Acest sprijin, acordat din cauza consecințelor economice produse de războiul din Ucraina, urmează să ajungă în conturile fermierilor până în data de 10 mai, susțin reprezentanții Ministerului Agriculturii. Pe cadrul Ucraina am reușit să facem un pachet, astfel încât pe hectar pentru vegetal vom acorda 100 de euro pe hectar, iar în sectorul de suine și în sectorul de păsări va fi 100 de euro pe unitate vită mare. Cererile sunt procesate de APIA. APIA e gata să plătească aceste sume. Da. Urmează ca Ministerul Agriculturii să livreze banii către APIA și cred că până la sfârșitul lunii aprilie, începutul lunii mai, până pe 10 mai, domnul ministru a dat dispoziție ca toți banii să ajungă la fermieri. Potrivit oficialului MEADR, fondurile inițiale pregătite de Ministerul Agriculturii pentru aceste ajutoare nu erau suficiente, astfel că în scurt timp va fi emis un nou act normativ prin care să se suplimenteze bugetul. Va fi nevoie să facem o suplimentare de sumă
care va fi făcută printr-un act normativ, cel mai probabil săptămâna asta sau săptămâna viitoare, astfel încât APIA să aibă toți banii necesari. Pentru că, într-adevăr, în urma analizei și însumării tuturor suprafețelor trimise de către fermieri, suprafața era mai mare decât suma pe care o aveam la dispoziție. Astfel încât a fost nevoie de o suplimentare de sumă ca să putem să ne respectăm cuvântul dat fermierilor, acela de a acorda 100 de euro pe hectar. Acces mai ușor la fonduri europene pentru fermierii care doresc să achiziționeze echipamente agricole. Linia de finanțare pentru cei care vor să-și cumpere tractor sau alte utilaje agricole va fi lansată la începutul lunii mai, așa cum a anunțat la AgroTV secretarul de stat Sorin Moise. Față de anul trecut au fost simplificate procedurile pentru fermierii care vor să obțină fonduri europene pentru astfel de achiziții. Măsurile din AFIR în acest moment și cele care au fost deschise la sfârșitul anului trecut, dar și cele care sunt acum deschise sau urmează în perioada următoare, sunt simplificate, în sensul în care achizițiile simple de utilaje nu mai necesită studii de fezabilitate și planuri de afaceri. Se depune o cerere de finanțare în care se explică investiția respectivă și studii de fezabilitate sunt cerute doar pentru lucrări de construcții. Ceea ce îi ajută foarte mult pe fermierii mici și fermierii care nu fac investiții complexe. Își vor cumpăra utilajele cu eforturi financiare mai reduse, pentru că nici firma de consultanță nu o să ceară același tarif când documentația este mai simplă, documentația se pregătește mai repede, mai simplu și mai ieftin. În ceea ce privește prioritatea la finanțare, se pare că Ministerul Agriculturii va acorda o atenție deosebită fermierilor mici și mijlocii, care exploatează până la 400 de hectare de teren. Printre celelalte criterii de selecție se numără apartenența la o formă asociativă sau aplicarea agriculturii ecologice. Este o finanțare care va fi disponibilă în curând pentru achiziția de utilaje agricole. Diferă foarte mult în pentru această linie de finanțare, care este dimensiunea exploatației agricole, pentru că în funcție de asta și ajutorul poate să fie mai mic sau mai mare. Cota de contribuție proprie, la fel, este diferită în funcție de acest lucru. Contează foarte mult dacă vorbim despre fermieri cu vârsta sub 40 de ani, dacă este agricultură ecologică și, iarăși, un lucru foarte important, dacă proiectul este depus de către o formă asociativă. În unele condiții, sigur, pornind de la un ajutor financiar de 50% pentru investiția aceasta, 50% cofinanțare, dar în unele condiții cofinanțarea scade la 30% sau la 10%, urmând ca ajutorul să fie evident 70% sau 90%. Este vorba despre achiziții de utilaje agricole pentru sectorul vegetal. Prin urmare, o primă condiție ar fi să existe o formă juridică, SRL, societate pe acțiuni, PFA, întreprindere individuală, să existe înscrierea la APIA făcută în momentul în care va avea loc depunerea proiectului. Probabil că și ăsta este unul dintre motivele pentru care încă este amânată depunerea proiectelor. Titan Machinery prezintă tehnologia Striptil Unverfer Raptor. Tehnologia de prelucrare a solului în benzi se dovedește pe zi ce trece tot mai eficientă pentru pregătirea patului germinativ al culturilor de prășitoare. Deși în România această tehnologie este la început, Titan Machinery a avut o cerere importantă din partea fermierilor pentru utilaje în bandă. Drept urmare, compania a decis includerea în portofoliul de tehnologii și utilaje a mașinii de prelucrare a solului Unverfer Raptor. Pentru fermierii care doresc să profite de economia de costuri și de beneficiile de randament pe care le poate oferi cultura în benzi. Cu o perturbare mai mică a solului, lucrarea în bandă reține materialul organic, reduce eroziunea suprafeței și economisește considerabil combustibilul, doar prin cultivarea fâșiei în care va germina viitoarea cultură. Instrumentul de prelucrare a solului în bandă Raptor dispune de unitatea de rând inovatoare Terrain Pro, care a fost dezvoltată și testată într-o gamă largă de tipuri de sol, pentru o adâncime constantă de prelucrare a solului și o plasare precisă a îngrășământului. Brăzdarele de închidere cu lame crestate și concave de 45 de centimetri mențin solul în calea benzii trasate pentru recondiționarea acestuia. Fiecare brăzdar este flotant și independent, pentru a menține contactul constant cu solul pe terenul denivelat. Presiunea pe sol este reglabilă, combinată cu ajustările lățimii și unghiului și permite operatorului să controleze cantitatea de sol trimisă în bandă.
Unverfert Manufacturing Company este un producător american de utilaje agricole, cu experiență de 76 de ani în producerea echipamentelor de prelucrare a solului, echipamente de aplicare a îngrășămintelor, de transport și manipulare semințe și alte mărfuri. Unverfert are 4 uzine de producție în Statele Unite ale Americii, iar utilajele sale, recunoscute ca fiind de top, sunt comercializate în toată lumea. În România, tehnologiile și utilajele producătorului Unverfert sunt distribuite de Titan Machinery. Pentru mai multe informații, accesați pagina de contact a companiei la www.titanmachinery.ro și căutați punctul de lucru din țară cel mai apropiat de dumneavoastră pentru a găsi reprezentantul de vânzări. Fermierii mai de voie, mai de nevoie încep să-și digitalizeze activitatea. Lucrătorii agricoli încep să apeleze din ce în ce mai mult la inovații digitale, din mai multe motive. Unul dintre motive este lipsa forței de muncă, deoarece agricultura este un sector îmbătrânit la nivel mondial, iar lipsa forței de muncă este o problemă cronică. Un alt motiv este dat de fenomenele meteorologice drastice care afectează sever culturile. Așadar, fermierii au început să se orienteze către instrumente inteligente pentru a-și ușura și eficientiza activitatea, iar un exemplu sunt dronele agricole. Fermierii au început să apeleze la instrumente performante, digitale, pentru a putea face față factorilor externi, precum vremea dificilă și lipsa forței de muncă. Agricultura de precizie înglobează o serie de tehnologii menite să-l ajute pe fermier să-și optimizeze activitatea, precum senzori, utilaje agricole autonome sau drone. Dronele reprezintă un trend digital important în agricultură, care a atras atenția atât fermierilor, dar și celor care vor să-și dezvolte o afacere în acest domeniu. Un studiu realizat de către Infopuls a menționat faptul că valoarea industriei dronelor agricole s-a ridicat la 1,1 miliarde de dolari în anul 2022. Experții estimează pentru anul 2032 faptul că valoarea acestui sector va ajunge la circa 7,19 miliarde de dolari. Dronele pot fi folosite pentru mai multe scopuri în agricultură. Unul dintre acestea este monitorizarea culturilor, care permite cu ajutorul unei baze de date complexe să analizeze condiția plantelor sau să observe porțiunile infestate cu anumite boli. O altă utilizare a dronelor agricole este aceea de a performa analize complexe ale solului pentru a putea identifica nivelul de umiditate sau nutrienți. Infopuls face parte din compania Tieto Evry, care este un furnizor de servicii digitale. Firma a fost fondată în anul 1991 și deține o echipă de peste 2000 de experți în domeniul IT. Jurnaliști pentru sustenabilitate, inițiativă pentru o presă responsabilă implicată în dezvoltarea durabilă a societății. Ambasada Sustenabilității în România a lansat prima serie de evenimente din cadrul programului Jurnaliști pentru Sustenabilitate, un program conceput pentru a răspunde nevoii jurnaliștilor români de înțelegerea modelului economic sustenabil, unul în care companiile, prin intermediul parteneriatelor, pot rezolva probleme sociale și de mediu fără a sacrifica eficiența economică și profitul, model promovat la nivel mondial și cu o accelerare mai mare în cadrul Uniunii Europene. În seria evenimentelor desfășurate în cadrul lansării programului s-a înscris și un curs interactiv la care au participat 21 de gazetari. AgroTV s-a alăturat inițiativei și o să vă aduc mai multe detalii imediat în jurnal, chiar în calitate de absolvent al cursului Jurnaliști pentru Sustenabilitate. Ambasada Sustenabilității e o organizație non-profit, apolitică și fără scop economic, înființată în oficial lansată în 2018, dar care a început cu un efort și o consultare a stakeholderilor încă cu aproape 2 ani înainte. E o inițiativă care își dorește să contribuie la această schimbare de model de management promovată astăzi foarte intens de către Uniunea Europeană și nu doar de către Uniunea Europeană, promovată peste tot în lume. Vorbim în primul rând de a ajuta actorii economici, managerii și chiar acționarii și echipele care implementează activitatea de zi cu zi a companiilor cum să își desfășoare activitatea contribuind la rezolvarea problemelor de mediu și sociale, dar rămânând eficiente economic, respectiv profitabile. Când vorbim de sustenabilitate, vorbim de siguranța zilei de mâine. Jurnaliștii sunt preocupați de binele public. Sustenabilitatea din perspectiva ei tehnică îți oferă niște indicatori
și niște direcții prin care să urmărești atingerea siguranței zilei de mâine. Așa că dacă noi am reușit împreună cu cei care ne sunt alături să descoperim acest instrument, de ce să nu-l împărtășim și cu jurnaliștii, astfel încât acești indicatori și aceste metode să ajungă cumva la publicul larg și să putem să înțelegem mai repede cu toții modul în care ar trebui să ne raportăm la tot ceea ce înseamnă mediu, economie și societate. Well, we had a workshop now for 3 days where we have presented 3 new concepts on how to rethink journalism. Am avut un curs de 3 zile în care am prezentat 3 concepte noi pe baza cărora se poate regândi jurnalismul. Jurnalism sustenabil, jurnalism constructiv și jurnalism climatic. La finalul acestui curs, jurnaliștii români și-au prezentat propriile proiecte și am fost uluit de creativitatea lor. De cele mai multe ori, când facem astfel de cursuri, trebuie să le spunem jurnaliștilor că ideile lor sunt bune, dar este un jurnalism foarte tradițional. Aici a fost exact opusul, pentru că ideile au fost de-a dreptul mărețe. Au fost chiar neîmblânzite, dar sclipitoare. Cred că așa și trebuie să gândim, pentru că peisajul media s-a schimbat dramatic în ultimii 20 de ani, dar văd acum că jurnalismul în foarte mare parte se face în același fel ca acum 30 de ani, iar asta nu este sustenabil. Și cred că acesta este motivul pentru care astăzi atât de mulți oameni evită știrile, oamenii nu mai consumă media tradițională. Trebuie să regândim jurnalismul și cred că felul în care am făcut-o în aceste 3 zile este exact așa cum trebuie făcut. So we spent 3 days talking about how to make journalism more sustainable and especially. Timp de 3 zile am vorbit despre cum putem face jurnalismul să fie mai sustenabil. Eu, în mod special, am vorbit despre cum să facem un jurnalism mai constructiv, pentru că asta înseamnă jurnalismul. Să ne uităm la soluții, să avem o imagine corectă, precisă despre lume, pe care să o prezentăm publicului nostru. Și totul presupune conexiuni între oameni, conversații și crearea unui dialog, a unor punți de legătură între cei care au păreri diferite. Am întâlnit aici o grămadă de jurnaliști români care au fost foarte dedicați acestui lucru și care au avut niște idei grozave despre cum ar putea rezolva aceste probleme, despre cum pot produce conținut aplicat pe aceste idei de conectare, dialog, ceea ce spuneam mai devreme că înseamnă jurnalism constructiv. Mi-a plăcut foarte mult. Yeah, we had an amazing 3 days and I was really impressed. Am avut 3 zile absolut fantastice. Am fost efectiv impresionată de calitatea discuțiilor, a dezbaterilor din cadrul cursului. Am ridicat multe întrebări despre cum putem trata în media schimbările climatice într-un mod foarte constructiv. Unul care să atragă un nou public, care are un impact, care îi motivează pe oameni să convingă autoritățile să facă pași concreți. Am avut discuții foarte bine informate pe aceste subiecte. Eu sunt chiar curioasă, chiar o să urmăresc ce se va întâmpla cu aceste proiecte. Iar un alt aspect care a fost foarte apreciat este că jurnaliștii au colaborat între ei și sper că a fost un pas important în crearea unei rețele, pentru că eu consider colaborarea ca fiind noua competiție. Este extrem de important pentru jurnaliști să facă echipă, mai ales în aceste vremuri în care libertatea presei este amenințată. Trebuie să lucreze în echipă, să facă lucrurile împreună, să se ajute între ei în situații dificile și să conducă împreună spre o schimbare. Urmează câteva minute de publicitate, după care continuăm jurnalul Agro TV.